Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Viața îl va învăța pe vărsător să facă ceva nou. În luna mai, va trebui să primești lecții de viață și să înveți din greșeli. Amintește-ți de tăcerea prețioasă și nu dezvălui nimănui secretele tale. Există răi în jurul tău despre care poate nu știai. Perioada de la 9 mai până la 12 mai poate deveni foarte nefavorabilă și stresantă. În aceste zile, vărsătorul va avea nevoie de răbdare, tact, flexibilitate și reținere emoțională. În a doua jumătate a lunii mai, tendințele pozitive vor începe să predomine. Mulți vărsători vor avea patron secret care le vor oferi cu plăcere sprijin financiar, precum și ajutor cu sfaturi, consultații și conexiuni. La sfârșitul lunii, un excelent simț financiar îl va ajuta pe vărsător să deschidă noi domenii de activitate care prevestesc o sursă stabilă de venit. Mulți reprezentanții zodiei vor putea să atragă noi aliați și parteneri în planurile lor, precum și să obțină sprijinul colegilor și patronajul conducerii. Dragoste. Este timpul ca vărsătorul singuratic să iasă din cătușe și să înceapă să meargă la evenimente sociale. Aici este cel mai probabil să întâlnești sufletul pereche. Ești mai des cu prietenii la filme și teatre. La mijlocul lunii vei fi invitată la un eveniment important la care poți întâlni oameni interesanți. Pentru mulți vărsători, astrele promit o dragoste de vacanță, dar consecințele acesteia nu vor fi atât de dulci. Reprezentanții unei familii vor căuta o alternativă pentru a fi cu familia mai des. Poate dorești să-ți schimbi locul de muncă sau să te muți într-o altă poziție care îți va permite să fii acasă mai des. Aceste lucruri te va ajuta să te legi de familie și să-ți consolidezi relația cu persoana iubită. Dăruirea ta nu va trece neobservată. Sănătatea. Partea slabă a vărsătorului va fi starea lui de spirit. Stresul și lucrurile care s-au acumulat te pot răsfăța, atât moral, cât și fizic. Ar trebui să înveți să ți descarci corpul de negativitate. Încearcă tehnici speciale de respirație, participă la antrenamente sau citește literatură interesantă. Fă orice te va face să te simți mai bine. În a doua decadă a lunii mai, se recomandă efectuarea unei examinări a sistemului cardiovascular. Asigură-te că vizitezi un medic dacă te simți rău. Este necesar să întărești pereții vaselor de sânge. Pentru aceasta, pe lângă terapia medicamentoasă convențională, trebuie să-ți monitorizezi dieta. Mănâncă mai multe legume roșii, struguri și fructe de pădure. Banii. Începutul lunii mai nu va fi cel mai de succes financiar pentru vărsător. Pierderile materiale vor continua să te bântuie. Ai grijă la tot ce ține de bani. Pentru a nu face cheltuieli neplăcute, mai întâi încearcă să te gândești de câteva ori sau consultă-te cu cei dragi. Și cu siguranță în această perioadă nu ar trebui să iei împrumuturi. În a doua decadă a lunii mai, poți începe să faci oferte și să investești în unele proiecte. Cele mai promițătoare dintre ele ar trebui programate după mijlocul lunii. La sfârșitul lunii, poți conta pe aprecierea superiorilor tăi. Vei putea da viață unor idei și planuri, precum și să demonstrezi că ești un angajat creativ. Prin sinceritatea și bunătatea ta, îți vei face noi prieteni la locul de muncă. Pentru unii dintre ei, vei deveni o adevărată autoritate de admirat. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!